Deși inițial intenționam să mă ocup de echiparea motocicletei mele, se pare că planurile de săptămâna aceasta sunt puțin modificate datorită unui prieten care, din păcate, a avut o mică problemă. Pentru că mulți m-ați întrebat cum se schimbă, greu, cât de dificil e, de unde pot să-l cumpăr. E relativ simplu. Și încep cu primul lucru, semicadrul găsiți disponibil la Nordica Moto, e disponibil în stoc, livrare a doua zi. Cât de greu se schimbă, ei, asta este variabil. Variabil deoarece fiecare dintre noi avem o îndemânare diferită, de aceea am decis să fac un video în care să punem toate lucrurile cap la cap și să facem o înlocuire de semicadru. După ce le veți urmări, probabil vă va fi mai ușor să vă dați seama dacă vă veți apuca de lucru sau o duceți undeva la un prieten, cum a fost cazul meu, sau într-un service specializat. Pentru început s-a desfăcut carena din partea stângă, s-a desfăcut rezervorul, aveți la rezervor 4 șuruburi, 2 pe partea aceasta, 2 pe partea opusă și 1 pe centru, mufa, să nu uitați să scoateți și să trageți tare de ea și, bineînțeles, cupla. La conectorul de la benzină, dacă găsiți aici mizerie, de fapt, în orice caz, vă recomand să-l curățați foarte bine și la fiecare demontare înlocuiți acest filtru. Următorul pas este să scoatem ECU, doar se prinde el, se trage în sus, îl punem aici deoparte, de multe ori prefer și să-l dau jos, demontarea se face simplu, apăsați doar pe ciclema aceasta, trageți în spate, cu ocazia aceasta verificați și cum arată în interior mufa, cât de curată este și dacă, Doamne ferește, aveți secțiuni oxidate. În cazul de față, motocicleta e relativ nouă, deci facem abstracție de lucrul acesta. Dimensiunea celor de jos sunt mai scurte decât cele de sus, deci e bine să țineți cont de lucrul acesta. Cum probabil se observă deja, aproape toată secțiunea din spate este desfăcută, cel puțin este desfăcută de airbox și de cadru. Ultimul șurub este localizat chiar în capătul codiței. Este o idee mai ferit, mai discret, să zic, mai ascuns. El practic ține partea din spate a semicadrului unită. Este aceeași dimensiune ca și șuruburile din secțiunea aceasta din partea din față. Eliberăm și secțiunea aceasta de cablaje, tocmai ca să ajungem la șurubul din partea de jos, același șurub care se poate desface cu o cheie de 6, e un șurub care vine direct înăuntru în airbox, în plastic, el vine fixat aici, de aceea dacă trageți foarte tare de el, se va rupe din secțiunea aceasta și partea de sus, suportul practic care ține toată instalația electrică, este separat de ambele elemente ale semicadrului. Am scos și acumulatorul afară, chiar sub rele există un șurubel de 6 cu cheie de 8, când desfaceți jos, mai avem aici chiar sub calculator încă un șurubel. Acesta este modelul pentru plastic, o cheie de 6 aveți nevoie pentru el. După care demontăm șuruburile din partea de jos. Avem încă 4. Avem unul în partea stângă jos, unul în partea stângă sus. După care pe partea opusă avem exact în aceleași locații, unul jos și unul sus, eu deja le-am desfăcut. Acestea au pastă de blocare pe ele. E foarte important la montaj să punem această pastă înapoi, să nu avem surprize ulterior după un timp de utilizare că vin șuruburile jos. După ce am desfăcut și ultimul șurub, tot elementul vine afară. Așa ar trebui să arate și la voi. Nu e absolut necesară demontarea bateriei, cum specificam. Ea vine împreună cu tot ansamblul afară, un lucru foarte bine gândit de inginerii de la KTM. Eu am preferat să o desfac deoarece avem această pornă negativă cu rugină. O vom curăța foarte bine și ne asigurăm că contactul este foarte bun în momentul în care ieșim cu motocicleta.
partea aceasta o las să stea în cablaje, stă foarte bine, nu ne deranjează cu nimic, așa arată semicadrul. Dacă ușor o să mișcăm de el, începe să se desfacă. În cazul de față avem la dispoziție și o altă aripă. Aripa spate, vedeți cum s-a rupt. Vom folosi aceste șuruburi pentru a fixa varianta nouă în semicadru. Eu consider personal că în ultima vreme, aici făcând referire strict doar la Husqvarna, sper să nu fie cazul și la motocicleta mea, deoarece secțiunea din spate este deja de plastic, acest compozit devine tot mai slab. Poate doar e părerea mea, poate că nu este chiar așa. Vă las și pe voi să puneți în comentarii, cei care utilizați Husqvarna, să-mi spuneți câte semicadre de compozit ați reușit să stricați, în ce perioadă de timp și, bineînțeles, cât de ușor s-au rupt. Avem șurubul aici în partea de jos, care trebuie desfăcut și vom aplica un pic de forță în partea de jos, chiar în secțiunea aceasta, pentru a împinge toată secțiunea de plastic afară în sus. Am considerat potrivit de menționat faptul că în partea de jos avem două șuruburi în zona aceasta, aici, și secțiunea de jos, care nu vine cu cadru, secțiunea aceasta de plastic, care e relativ rezistentă, intră prin niște cleme aici la loc. Nu o să reușiți să o scoateți afară, deoarece avem resturi de nisip și e destul de bine fixată. Eu personal am folosit un ciocan de cauciuc, am aplicat niște lovituri în secțiunea aceasta și totul s-a mișcat foarte, foarte ok. Aproape că a ieșit afară, probabil o să fie nevoie să mai insist un pic. Aceasta este procedura de fixare și de montare și de demontare a ei. În partea de jos iarăși avem o clemă care intră în felul acesta. Și după ce este totul fixat la loc, vedeți cum este aceeași procedură și aici. Nu știu cât de bine focalizează camera. După ce este montat tot la loc, doar se împinge în jos și se va fixa în noul cadru. Dar din cauza mizeriei și a nisipului, chiar dacă insistați, că am insistat și eu foarte, foarte mult să curăț, nu o să ajungeți în toate secțiunile. Niciodată după prima ieșire, motocicleta nu va mai fi la fel de curată ca și când, bineînțeles, ați achiziționat-o. Avem pe fiecare dintre părți câte un șurub care vine fixat în airbox. Chiar dacă am folosit termenul de ultimul șurub, acesta este chiar ultimul șurub. Va veni destul de ușor afară după aceea, după ce e demontat jos semicadru. Secțiunea aceasta le punem împreună exact în ordinea demontării. Nu ar trebui să creeze vreo problemă majoră pentru nimeni. Un lucru care v-ar putea ajuta să meargă mai rapid, mai ușor treaba, în cazul în care vreți să se întâmple lucrul acesta, este să desfaceți de pe clapeta de admisie și colierul și să rabatați tot semicadrul sus, după care să lucrați, dar procedura se face suficient de repede din punctul meu de vedere cum am efectuat-o în cazul de față. După eliminarea și ultimului șurub, semicadrul vine destul de ușor afară. Așa arată prima secțiune. Secțiunea din partea dreaptă este complet desfăcută. Nu uitați suportul acesta care ar trebui să țină piciorul. Eu nu l-am folosit niciodată, să vă spun sincer, e suficient de bun arcul ăsta și nu mișcă deloc piciorul. Suportul acesta trebuie să-l scoateți afară, la fel nici el nu este inclus. Se scoate afară destul de ușor, se prinde doar din partea aceasta cu un patent, se trage afară și, bineînțeles, se montează tot înapoi. Ce este foarte important de menționat iarăși este că aceste cauciucuri, aceste bucșe în care intră practic arena și se fixează în ele, nu sunt incluse în pachet. Ele nu vin împreună cu semicadrul nou, de aceea e important să vă achiziționați aceste elemente separat. Am echipat complet semicadrul, am pus și aceste cauciucuri mici. Să știți că găsiți înăuntru în fiecare pungă de la semicadru câte două șuruburi noi, pregătite pentru montaj. Șurubul lung, cum vă spuneam și la început, vine în partea de sus, în partea aceasta, și șuruburile mici vin în partea de jos a cadrului. Ele sunt cu Loctite,
practic doar trebuie montate sus și lucrul acesta îl apreciez. Mie îmi pare foarte bine că sunt șuruburi noi. Nu le-am văzut inițial, dar m-am bucurat când le-am găsit acum, după ce am despachetat amândouă marginile, amândouă bucățile de la semicadru. Codița va fi montată mult mai târziu, după ce reușim să facem și stickerele la partenerii de la Sticker Box. Deci până atunci vom lăsa aceste șuruburi în această poziție. Iar pentru clipul acesta, acestea vor fi ultimele șuruburi care le vom fixa. Șuruburile care țin elementele de plastic chiar sub semicadru. Niște șuruburi de 6. Totul va rămâne în felul acesta până când vom primi stickerele. Urmează oricum să montăm și secțiunea de evacuare, evacuarea finală. Cu siguranță de aici deja sunteți mai mult decât capabil să efectuați până la sfârșit înlocuirea lui. Cam despre asta a fost vorba. În principiu e o lucrare relativ scurtă, fără multe bătăi de cap, puțin atenție doar și întotdeauna dacă găsiți coroziune sau rugină pe elementele bateriei, pe bornele bateriei, curățați-o foarte bine.